Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din aventura lui Andrer 52, oameni buni. Ce am făcut noi în episodul trecut? Ei bine, ne-am apucat de căsuța grădinarului, dacă nu mă înșel și dacă bine mi-au eu aminte. Urmând ca în acest episod să îmi dreg vocea în primul rând, pentru că așa se face, așa e frumos. Și hai să ne ocupăm de căsuță, ne ocupăm în continuare și mai discutăm diverse nebunii. În primul rând, astăzi este, sau va fi, mai bine zis, o zi importantă, atât pentru mine, dar mai mult pentru canal, o zi importantă pentru canal, pentru că astăzi vom depăși numărul de 10.000 de abonați. Cred, sper. Cel mai probabil vom depăși, adică în momentul în care filmez eu acest clip, sunt pe canal 9920 de oameni. 9920. Urmând ca până diseară, cel mai probabil o să fie deja destul de mulți. Adică e ok. E foarte ok. Bun. Și de ce probleme trebuie să vă și ce dacă ai un număr? Care e problema? Ce așa e important? Păi, pentru abonații vechi care mă urmăreau și pe vechiul canal, probabil știți că eu, în momentul în care am trecut de 10.000 de abonați, mi-am schimbat canalul. Am trecut de pe vechiul canal pe noul canal. Vechiul canal, noul canal, logic. A sunat foarte dubios, dar mă rog. Am trecut de pe vechiul canal pe noul canal. Da? Nu are rost să vă povestesc chiar ce s-a întâmplat, pentru că majoritatea probabil știți. Sau dacă sunteți curioși, na. Vedeți și voi videoclipul ăla în care am zis ce s-a întâmplat. Probabil Crash Landing 1, 2, am mai vorbit în 3 probabil. Poate videoclipul informativ de pe vechiul canal. Sunt o grămadă, o grămadă de videoclipuri. Ok, asta e mai mare aici. Vă ocupă observație, e ceva mai mare. Aia pe care o facem noi acum însă o să fie ceva mai micuță. Da, ceva mai micuță, vedem cum reușim să o facem, pentru că nu trebuie să fie totuși casa principală, vrem să fie o căsuță așa, de fentă. Ok, lăsăm chestia asta la o parte, bam, avem foarte mult lemn, așa, o zi importantă, da, am zis. Trecem de 10.000 de abonați, depășim vechiul canal, chiar dacă, mă rog, în momentul de față canalul are ceva mai mulți abonați. E ok, hai că o să facem asta ceva mai micuță, pentru că, na, așa. Vechiul canal în momentul de față are cam 12.000 de abonați, dar, în fine, ideea e că socotim până în momentul în care am schimbat canal. Bun. Wow. Și dacă vă aduceți voi aminte, am zis când am început Crash Landing, am zis că vreau să vină momentul când o să zic, pe frate, nu regret alegerea. Și uite că a venit totuși momentul în care pot spune, pot afirma faptul că nu regret că am schimbat canalele. Deci, wow! Wow! Incredibil așa ceva! Ne-am descurcat foarte bine, adică de fapt, nu că ne-am descurcat, ne descurcăm în continuare foarte bine pe acest canal, adică strâng mult, mult mai multe vizualizări și like-uri și comentarii și tot decât pe vechiul canal. Adică, wow! Gândiți-vă că pe vechiul canal, dacă puneam un clip pe unul pe zi sau unul la două zile, strângeam cu greu 1000 de vizualizări la clipul respectiv. Ei, acum... Acum, la majoritatea clipurilor, putem strânge lejer 1000 de vizualizări după zi, excepție făcând, mă rog, asta se înscrie și Mocho, nu și Mocho Quest și Witcher 3, pentru că ne anunță în Minecraft. Și de asemenea, și, cum zic eu,
Mod Showcase, care, spre marea mea surprindere, strânge aproape 2000 de vizualizări după o zi, ceea ce e wow! E super, super tare, foarte tare. Cât despre like-uri, din nou strângem foarte multe like-uri. Dacă vă aduc aminte, strângem și mai multe de asemenea. Putem să strângem până la 400-500 după o zi, din ce am observat. Deci, e ok. E foarte, foarte, foarte ok. Nu pot cere mai mult de atât. Cu toate că avem clipuri și cu 1300-1400 de like-uri. Deci, wow! E... Wow, genial! E super, super mișto. Ok, dar lăsând discuția asta la o parte, azi, după 6 luni de zile, am atins și noi 10, atingem și noi 10.000 de abonați pe noul canal. 6 luni, oameni buni, pe vechiul canal, într-un an, de-abia dacă strânsesem 1.000. 1.000 într-un an și după, în 2 ani, am reușit să strâng 10.000. Pe ăsta, în 6 luni de zile. Și, wow! Și intenționez până la Crăciun sau ceva, până la sfârșitul anului ăstuia, să strâng, nu știu, 20-30 de mii, poate. Ar fi, wow, genial. Da, mai avem de muncă până atunci. Ok, hai să continuăm aici cu Minecraft, cu aventură, să discutăm un picuț și despre aventură, că v-am luat cu alte subiecte mai pe lângă și... Probabil nu știți ce fac eu aici, da? Mă rog, vă prindeți pe parcurs ce vreau eu să fac. Bun. Nu-i bine, fac, am greșit. Aici vine un nisip, ok. Am făcut intrarea în căsuță, după cum vedeți. Asta e o căsuță ceva mai micuță, pentru că nu trebuie să facem cine știe ce măgăoaie de casă. Hai să vedem, oare să centrăm? Hai să o centrăm totuși, să vedem cum arată mai bine. Putem să facem ușă dublă, dar nu prea ar avea sens, ai? Ia. Numai o clipă, mic așa. Bam. Facem, uite, așa. Hai să vedem cum vine situația. Pac, pac. Excelent, fenomenal. Ha, băiatule, bine, mă. E bine, e foarte, foarte bine. Hai că eu zic că e ok așa. Eu zic că e chiar ok, da. Foarte ok. Nu? Și asta vine aici. Good. Perfect, băiatule. Perfect. Ok, avem aici o ușiță. Probabil să facem o măsuță ceva aici. Nu știu, vedem. Avem ușiță, avem nebunii. Nebunii de nebunii. Pac, pac, pac. Impecabil. Bam. Perfect. Ei, acum însă, hai să vedem cum modelăm noi zona. Pentru că, după cum vedeți, e puțin cel mai delicat aici. E ceva mai delicat. Deci avem asta așa. Ușița, probabil vom face, nu știu, să fie mai cam așa, nu? Deci noi o să ieșim și ieșim așa cu vadă după deal, adică aici ar trebui să fie delușor așa frumos și aici ar trebui să facem grădina de legume. Ceva mai complicat însă, dar ne descurcăm, nu este nici cea mai mică problemă. Numai o clipită, să văd eu ce resurse am. Cartofiori, semințe, sugarcane. M-am nevoie de, însă o coasă, domnilor, o coasă, perfect, și o găletușă cu apă. De care nu dispunem la momentul de față, ba da. E bun. Și niște geamuri, eventual. Nu cred că ar strica să avem și niște geamuri. Melon. Ok, hai să punem la prăjit 7 nisip. Și perfect. E cu totul perfect. De-a dreptul perfect. Asta o să trească să astupăm imediat. Deci nu vă faceți voi mari probleme. Pentru că o să astupe Andrei imediat. Bam. Asta nu știu cum o să vină în partea, dar vedem.
poc. Uite, și aici mă gândesc eu că ar veni cumva, uite așa. Știți, ca și cum ar ieși din deal. Ca și cum ar ieși din deal. Și aici aș vrea să fină ceva de genul. Ne, groaznic. Prea mare în primul rând. Prea mare. Vreau să vină ceva așa în scăriță, ar fi mișto. Da, în scăriță ceva. Uite așa. Că aici ar veni dealul frumos ca să vină așa în pantă, bun. Și în partea asta altă. Da. Uite, și ieșim. Și aici probabil avem și noi, o să avem și noi pe pereți niște ustensile, niște nebunii de genul. Da. E perfect. E chiar perfect. Ok. Probabil vom avea... Ia, stați așa. Probabil vom avea pe dedesubt un șans cu apă. Ia, hai. Opa. Mhm. Da. Un șans cu apă pe dedesubt acolo. Pac. Good. Excelent. Pentru că aici aș vrea să plantez niște grâne. Niște grâne. De ce? Păi, cum să vă zic eu? Vreau să arate, nu știu, să arate ceva mai bine așa pe lângă casă. Da? Deci ieșim. O să avem aici niște grâne pe care nu o să le recoltăm. Pentru că, na, vreau să... vreau să arate așa mai binișor. E, și după, în zona asta altă. Numai o clipă să ne gândim aici acum cum facem. Deci am să aici o să fie niște grâne. De fapt, fuck it, că nu prea-mi convine să am grâne aici. Lasă, vedem, poate punem niște cartofi, niște nebuni. În fine, ideea e că o să avem cartofi. Prin zona asta pe aici o să avem tot fel de nebunii. Asta o să fie o potecuță. Da. Asta e clar, asta e potecuță toată ziua. De asta pietruită așa frumos. Good. Șmecher. Așa. Ieșim noi frumos. O să avem torțe ca să crească florile. E perfect. De-a dreptul perfect. Bun. În altă ordine de idei, hai să mai punem apă și acolo. Am zis grânele le facem în spate, da? Facem... De-aia, foarte mare. Uite. Facem grădină de-aia super mare. Și o să iasă genial, zic eu. Acum, nu știu, vedem și cum o să iasă totuși. Bun, aici o să fie dealul, o să fie foarte, foarte șmecher. Bun, așa. Pac, potecuță de cobblestone, frumos. Ia uite, mamă. Băi, și nebun, uite-te ce șmecher e. Aici o să avem gărduți. E perfect. Deci aici, pur și simplu, o să avem o grădină de legume, grădina de legume. Atât. Mai mult nu avem. Nu avem. Pur și simplu cartofiori. Pur și simplu nebunii. De decor, în principal, mai mult de decor aș vrea. Pentru că... Uite, aici poate băgăm un chest. Poate băgăm, nu știu, ceva nebunii. Eu zic că e destul de... De ok. Sau nu. Băgăm, uite așa. Ce frumos. Pac, uite așa. Excelent. Începe să prindă formă. Și formă de aia foarte șmecher. Bun. Perfect. Până aici sunt destul de mulțumit cu ce mi-a ieșit. Eu zic că arată chiar benișor. Spatele grădinii, bineînțeles, mai avem foarte mult de muncă ca să arate decent, adică aici v-am zis, vreau să fac dealul frumos, poate mai facem un copăcel ca ăla, urmând ca după, în spate aici, să ne întindem cu grădina de,
wit, să avem și noi foarte, foarte mult wit. Și atunci o să iasă din nou și mai șmecher. Dar momentan aici am zis că o să vină gărduțul, deci o să se închidă aici probabil și o să se deschide iar pe aici frumos. Poate să facem un pârâiaș care să curgă așa, ar fi destul de ok. Văd că mai avem acum niște dalea, o să le culegem și pe alea. Dar momentan eu zic că ne descurcăm foarte bine, căsuța prinde formă, căsuța arată ok, arată cât de cât ok. O să ne ocupăm la un moment dat și de interior și de detalii, pentru că sunt destul de importante și detaliile astea. Uite aici am putea noi, dacă suntem șmecheri, să mai facem un gemuleț din ăla. Și vă zic eu că ar arăta super bine și cu gemuleț acolo, pentru că na. Ok, bam, 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 pac. Perfect, oameni buni, perfect. Și aici probabil vom continua cu... pac, 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 ok. Aici, așa. Așa, aici o să punem probabil din alea. Foarte, foarte șmechere. Aici nu mai punem niciun pilon pentru că nu are rost. Deci am pune piloni aici. Uite așa, ca un culoar. Foarte, foarte șmecher. Ca un culoar. Pur și simplu. Vei așa, o iei la stânga, dai de un culoar și te duci. Pentru că, practic, căsuțele astea sunt făcute ele în deal. Deci, mărimea casei depinde de mărimea dealului. Așa că nu vreau să fac cine știe ce deal iar, ca ăla. Ăla e și chiar șmecher, ce-i drept. Dar oricum, o să-l facem și pe ăsta la fel de șmecher. Mă rog, cel puțin asta intenționez eu. Aici o să avem gemuleț, după cum am prea bine zis. Gemuleț, bam, 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 bam. Și bineînțeles o să trească să facem și terraforming foarte, foarte mult. Bun, pe aici cred că o să începem să terminăm dealul, pentru că n-are rost să facem cine știe ce. Poate o să facem storage, da. Ceva storage am face. Aș vrea să fac în dealul ăsta, pentru că, trebuie să punem și cartofi, trebuie să punem tot felul de nebunii înăuntru. Asta fiind căsuța principală, aia o să aibă ceva, nu știu, storage, dar de mâncare, că v-am zis că vreau să fac căsuța de storage pe apă acolo. Bun. Păi hai să citim și comentariul acestui episod, pentru că deja am terminat ce mi-am propus eu să fac în acest episod. Ca să începe să prindă formă, toate bune, toate frumoase. Începe să arate decent. Da? Deci e bine. Suntem cu un pas mai aproape de victorie. Chiar dacă nu știu ce trebuie să facem pe mapa asta, dar v-am zis, vreau să fac o lume cât mai frumoasă. Bun. Trebuie să mai merg și la minat, că n-am mai fost de foarte, foarte mult timp. Probabil în episodul următor o să mergem și noi la minat. Am văzut că unora vă place minatul, așa că o să mergem, poate o să facem niște, cum să zic eu, oh my god. O să facem poate niște, dalea, zi să-i zic, branch mining, poate facem, lucrăm la o mină, da? Să o construim să arate bine. Bun, hai că citim comentariul și încheiem episodul. Christine Andreea ne spune așa. După ce termin de construit, ai putea face un șanț care să înconjoare tot ce ai construit. Din nou, probabil se referă la ce facem noi în zona asta. Un șanț. Păi nu prea văd rostul acestui șanț. Adică, cum zic eu, un șanț ar trebui să vină de apă cumva. Adică poate un râu, ceva, cred că ar merge. Dar e foarte multă apă și așa. Și așa foarte mult apă aici și nu prea vă rostul unui șanț. Dar poate un râuleț, un păreaș sau, mă rog, o potecă. Cred că ar fi mai ok. Din nou, un zid. Nu prea văd la ce am construit un zid. Pentru că și așa nu e niciun pericol, pai să zicem. Poate însă la elfi pe acolo, când facem sătul cu de elfi, atunci poate o să facem și noi un zid, pentru că acolo, prin munți, prin nebunii,
Acolo, da, ar merge să facem și, cum zic eu, un zid sau un șanț eventual. Șanț oricum o să avem, pentru că trebuie să facem poduri peste și tot felul de nebunii. Dar ca și idee, un șanț nu prea aș face. Bun, v-aș ruga să mai lăsați și alte idei prin comentarii, idei sau întrebări, de preferat întrebări, pe care să pot să le bag în episod, pentru că nu prea pot să bag comentarii de genul primul, al doilea, ba nu ești primul, ultimul, chestii de genul în episod, nu că, na. Unde mai farmecul? Adică nu mai are rost. În fine, înțelegeți voi ce vreau să zic. Bun, hai că am terminat și cu gemulețele pe aici. Toate bune, toate frumoase. Bă, sigur așa trebuia? Cred că așa trebuia, în fine. Nu contează, poate punem cu frunze să arate și mai... și mai epic. Nu mă clipă să merg eu sus aici și să verific cum e. Da. Mm-hmm. Știam eu că era diferit. Ok, hai să mergem repede să modificăm, urmând ca după aceea să încheiem episodul și să mă duc eu să mai filmez încă un episod de Factions pe server cu băieții acolo. Vedem ce mai trebuie și noi să facem. Mai avem foarte mult de muncă. Probabil știți că deja am schimbat serverul, dacă v-ați uitat la episodul de azi dimineață. Dacă nu v-ați uitat, vă sugerez să vă uitați. Este un episod foarte tare, foarte, foarte tare, și sigur vă va plăcea. Dacă vă plac și restul videoclipurilor, sigur o să vă placă și videoclipurile de Factions sau, nu știu, Mob Battle sau alte nebunii. Mă întrebase cineva ieri, se abonase cineva și mă întrebase ce postez pe canal, că e nou și nu știa ce postez. Și na, uite, chestii de genul postez. Bun, perfect. Hai că acum, așa mă băiatule, așa e mai altfel. E mai, parcă e altfel acum. Ia. Yeah. E ceva mai fancy, a? Da, wow, cu totul alt nivel. Bun, până data viitoare însă, toate cele bune, hai să stăm așa mai șmecheri, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!